Era clar că eram un fenomen, numai eu nu-mi dădeam seama că sunt fenomen. Am învățat americanii imnul României. Deci. De 20 de ori cântat. De 20 de ori cântat și de, cred că 6 ori, de 6 ori numai la canotaș. Deci trecea proba, câștigam, se intona imnul, se ridicau, au făcut febră. O dacie pe timpurile alea costă <sus> 70.000 de, de lei. Da, Noi am fost răsplătiți pentru titlul olimpic cu un sfert din daci. Atunci topeam gheață, ne spălam, duș aveam odată pe la zi. La începutul anilor 80. Da. Așa erau condițiile Așa atunci? Așa erau condițiile atunci. Aveam duș seara, iar la prânz ne spălam cu apă uh, topită în uh, marmitele alea de lapte <laughs> și încălzite pe plită, dar uh, au fost foarte frumoase acele momente Și eram spălătorese Deci toată ziua stăteam uh, pe pat Cu capul în jos, în lighian și spălam Aveam râni uh, la mâini de atâta echipament spălat Plângeam până la Snagov Și a doua zi, la antrenament, mă trezeam, mă trezeam cu lacrimi Când vă greșește da. soțul îl certați în ce limbă? În română sau în ucraineană? În ucraniană? română, că el nu știe ucraineană. <laughs> și să înțeleagă, să vă asigurați că a înțeles. Să mă asigur că nu trebuie să repet de multe ori. <laughs> Bine v-am regăsit la altceva. Astăzi ne vom întâlni cu o zeiță. Zeița apelor. Dacă Nadia a fost zeița de la Montreal, invitata mea de astăzi este zeița canotajului. A participat la 6 olimpiade, de unde a revenit cu 8 medalii dintre care 5 de aur. A fost declarată în 2000 cea mai bună canotoare a secolului poartă pe umeri epoleți de general și conduce o federație pe care eu o numesc Fabrica de Medalii Mondiale și Europene pentru România. Bine ați venit, doamnă Elisabeta Lipa! Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație și îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru că și eu să eu vă slim -am împreună în echipajul să slim de doi! Împreună. Și eu m-am documentat, dar n-am venit cu hârtiile că zic că trebuie B să fiu și eu pregătită că de cât de că cine e scuza mea. Eu eu, eu încerc să aflu cât mai multe despre dumneavoastră. Dumneavoastră știți foarte multe despre dumneavoastră. Și spun ce vreau. <laughs> exact. Care titlu vă este mai drag? Kestor, președinte de federație, uh, campioană, campioană olimpică. Campioană olimpică. Multiple campioană Nu uh, vă spun numărul medaliilor de la mondiale pentru că pe nimeni nu interesează. Deci toată lumea care îmi spune performanța zice așa, a participat la șase ediții ale Jocurilor Olimpice, a cucerit opt medalii, dintre care 5 de aur. Punct! Și atunci eu mă consolez uh, uh, cu ideea uh, pe care am auzit-o de atâtea ori de la antrenorii mei că... Imnul se intonează doar pentru locul întâi. Restul sunt premii de consolare. Eu am mers mai departe așa cu documentare, și am contabilizat 15, 13 medalii la mondiale. La europene n-am putut să le colectez pe toate, că era imposibil. Nu, le, nu punem titlurile uh, naționale. Da. Cele de juniori probabil da, că au fost, au fost atâtea multe. și atâtea. Da, 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 da. Dar care poate a fost cea mai... Miraculoasă medalie de aur obținută? Nesperată? Uh, niciuna. Niciuna. Nu există medalii miraculoase pentru că un sportiv, și aici mă refer la cele olimpice, muncește cel puțin un ciclu olimpic pentru acea medalie care ea poate să vină sau poate să nu vină. Și când nu vine, este jale când vine, bucuria este imensă și uiți tot ceea ce ai sacrificat în cei patru ani de muncă. Dar miraculoase, e, nu știu, este foarte greu să ieși campion olimpic așa printr-un miracol. Nu există, pentru Eu cred că, că Elisabeta lupta este, este foarte un... acerbă. Elisabeta Lipă este un miracol, V-ați născut în 1964, într-un sat de lângă Botoșan, la Cândești, da, aproape da. de Siret. Da. Cumva, dacă ieșeați din curte, puteați <laughs> să, să vă scăldați în, în Siret. Traversam Toluaca, cam vreo 100 de metri și direct în râul Siret. Dar vă atragea Siretul? Ați avut această atracție față de, de ape? vă simțeați zeița lor? V-ați simțit dintotdeauna? Nu, nu, niciodată. Mă duceam la scăldat cu copii Deoseamă cu mine, mai mari, pentru că eram foarte mult, mulți pe zona aia... Cam povestirea lui, lui da, Creangă. Da, da, da. În satul și eu sunt născută locuiesc, s născut în orașul Siret, locuiesc în satul Cândești, un sat de ucraineni, un sat micut, sunt în jur de 200 de case, unde se vorbește limba ucraineană, dar uh, tradiția este, o păstrăm uh, exact uh, pe nou, cum s-ar spune, deci nu pe rit vechi. Uh, un sat care mi-este foarte drag mie. Uh, sunt tristă, uh, când mă duc acasă și eu mă duc des sau să zic foarte des pentru că mama mea trăiește și cât pe perioada verii așa simte și ea nevoia să stea acasă și atunci o duc, o aduc, mă duc să văd ce mai face și sunt trist așa când văd multe case părăsite. Și în același timp, să zic, licărește o speranță că sunt tineri care revin și fie cumpără casele, fie renovează casele bătrânești și atunci parcă începe satul să capete puțină viață. Dar n-am avut nicio treabă cu apa, să o iubesc decât la scăldat. Atât. Și scăldatul era o formă de relaxare, de joacă, pentru că eram mulți copii și normal că făceam... Uh, uh, să zic competiții între noi de uh, atletism, punem uh, niște semne și care ajungea primul. Și adică aveam imaginație de mică. Uh, eram un fel de lider. Uh, ați dezvoltat uh, și da, ambiția. Atunci. Da, sigur că da, ambiția. Și mi-am dezvoltat ambiția uh, pentru sport, și în școală că ține foarte mult. Uh, de școală, de profesorul pe care îl ai, de dragostea pe care este în stare să-ți o insufle pentru mișcare. O aveam și pe mea model care practica atletismul și am zis eu trebuie să fiu mai bună. Sora mai mare cu șase ani, la Vinia. An, da, da. Duța, duța, Livia. Livia. Livia, duța. Da. Așa era alintată de bunica da, pe dumneavoastră, da, 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 vă da. alinta bunica auța. <laughs> da, exact. Prietenii mei apropiați, așa îmi spun. Și o aveam model pe ea și am zis, Doamne, pe păi eu trebuie să fiu mai bună ca ea. Și ca să fiu mai bună ca ea, trebuie să mă antrenez. O vedeam că ea pleacă sâmbătă, duminică, la competiții și asta. Și am zis, Doamne, ce frumoasă e viața asta de sportiv. Și în școală eram model la sport ca să prindă... Ați început cu basketul? Nu, am început cu atletismul în școală. Competiții între sate, comune. Când ajungeam la județ, deja ziceai că ajung la jocurile Olimpice. <laughs> Și la liceu am practicat basketul în primul an de liceu. Mi s-a părut ceva extraordinar de frumos să joci așa în echipa liceului. Să știi că sâmbătă, duminică aveai concurs, să uita lumea meciuri, se uita lumea, lumea la tine. Deci m-a fascinat zona asta de mică. Și când în clasa 10 în primul trimestru, a venit din partea Clubului Olimpia, s-a făcut selecție în toată țara. Și a venit antrenoarea, Pavel Ileana o cheamă, la școală, m-a văzut, m-a măsurat, vine un coace, uite, eu sunt antrenor de canotaj. Știi ce e ăla? Nu știu. Ai văzut? N-am văzut. Păi... Cum să-ți explic eu așa ca să mă înțelegi cât de frumos este sportul ăsta? Imaginează-ți, soare, lac frumos, apă limpede, cald, niște bărci lungi, ascuțite. Și am zis, Doamne, parcă seamănă a concediu, nu a. Era fața frumoasă sport, a acestui da. sport. Seamănă mai mult a concediu decât uh, a sport. Ce sport o fi ăsta? Pe știi, uite, din Botoșani, Sanda Toma, aici mai în sus puțin, la Stulpicani, Valeria Răcilă, mi-a dat exemple de sportive, campioane, olimpice, mondiale. Zic, gata, mă duc acasă și le spun părinților, eu am plecat la București. Bineînțeles, în următorul weekend mă duc acasă. Eu plec la București. Unde pleci? La care București pleci tu? Păi uite, asta, asta, mama. Cum să pleci tu acolo? N-ai pe nimeni, ești singură, 16 Erați ani. Erați fetița mamei. Da, mai mică, răsfățată, normal. Unde să pleci tu? N-ai pe nimeni acolo. Dacă ți-e greu, cui spui? Telefoanele aici până ajung, doamne... E, nu, lasă că sport poți să faci și aici, mama, păi aici n-am unde să facă soare, bărci lungi, n-am unde. Tata, Dumnezeu să-l odihnească, a zis, dacă ție-ți place, eu te duc, dar tu să ai grijă, dacă tu mă faci pe mine de râs în sat, eu te-am făcut, eu cu mâna mea te omor. Tata care n-a dat în mine sau în sora mea, nu ne-a atins nici cu degetul. Dar ca să bage în mine frica aia că zic eu te las, dar tu să ai grijă ce faci. Autoritatea paternă. Exact. Da. Nu vă spun că a venit cu mine pe 10 ianuarie la gara de nord, întâlnire în fața la Era informații. prima dată când ajungeați în București? Prima dată. Deci, prima dată când am ajuns la București, 10 ianuarie 1981. Frig, iarnă ger, zăpadă, deci n-avea nicio legătură soare. Așa. Am început uh, liceul industrial 18 la Cămin. Am fost selecționate atunci vreo 50 de fete. Și dimineața antrenam în uh, școală, după care antrenam... Unde vă antrenați atunci? Ne antrenam atunci la Liam Acum este sunt niște cabinete medicale de recuperare acolo. Acolo era bacul de iarnă. Deci bacul ce însemna? Vă sleai într-o încăpere, vânturai apa, dar învățai să vă slești. Îți făceai antrenamentul acolo și când se făcea cald afară... Ieșeați ieșeam, practic pe, da, pe lac. Pe lac. Și când am ajuns acolo am zis nu. Doamna, nu întrebi. găseați soarele, băcile nu, ce lungi? Soare? Am zis, nu există nimic, zic, m-ați mințit. Eu am plecat acasă. Că nu-mi place să... Urăsc minciuna, nu-mi place să fiu mințit. Și zic, nu, m-ați mințit, pe unde? Soare, lac, bărcile alea, am venit aici, stau închisă, apa asta e aceea și câte o oră faci forță, faci aia, eu eram înălțuță, dar <laughs> <laughs> mă bătea bântul așa. Zic, nu, eu plec acasă. Te rog să ai încredere în mine, mi-a zis antrenorul Este iarnă, este frig, este ger, este zăpadă, dar când vine primăvara, ai să vezi că nu te-am mințit. Te rog să ai încredere în mine Vorbim și să ai răbdare. Vorbim totuși de anul 1981 da. și miracolul se avea să se nască peste numai trei ani. Exact. S-a format un campion da. olimpic în, în trei ani. ani. Da, toată lumea, normal că antrenoarea, a simțit în mine un potențial. Chiar dacă eram așa firavă și mă bătea vântul, dar uh, ambițioasă, drăcoasă, uh, și a ținut de mine ca să vină perioada aia frumoasă. Și a venit o perioadă frumoasă. Eu am învățat să vă slez pe barajul de la Râmnicu vâlcea Acolo ne-am dus în cantonament. Acolo, de fapt, se făcea selecția. Clubul nu avea fondurile necesare să ne țină pe toate. Și atunci se făcea un fel de selecție. Învățam și să vă slim, și rămâneau vârfurile. Dar vârfurile s-au pierdut toate, de am rămas singură. Din 50? Din 50, da. Pătrase. Ați rămas singură. Singura. singura am rămas, da. Dar uh, următorul an, junioară fiind, am intrat în lotul olimpic. Deci era. O performanță era clar că eram un fenomen, numai eu nu-mi dădeam seama că sunt fenomen, dar toată, tot urcușul ăsta al meu atât de rapid se baza pe, pe niște rezultate. 17, 17 ani. 17 ani. Păi eu am ieșit campioană olimpică la 19 ani. La Los Angeles, 1984. 84, da. Ajungem imediat la acea da. ediție fabuloasă pentru da. România, poate de neegalat, da. Da. Așa ca este. și performanță. Și atunci am urcat foarte repede. Următorul an, eu junioară fiind, eram în echipa de senioare. Țin minte ca și acum, tot în ianuarie a fost prima mea sosire în lotul olimpic la Snagov. Și eram printre cele și să vă spun, campioane olimpice, mondiale și normal făceam circuitul medical la cabinet la noi acolo. Fiecare fiecare își lua afișa. și se uitau. Mă, cine e asta, Oleniuc? Și eu așa timid, eu sunt. Tu ce cauți aici, că ești foarte mică printre noi? Nu știu ce cauți. dacă aici m-au trimis, aici am venit. Nu-mi imaginez cum era dumneavoastră timidă, pentru că dumneavoastră sunteți Uh, genul de, de sportiv, ambițios, hotărât. Dar atunci când stai uh, lângă monștrii sacri ai canotajului românesc, uh, clar că n-ai cum să nu fi timid uh, și să fii umil, pleca nu îndrăzneam nici să trec prin fața lor. Dar erați o copilă, până la urmă, da, în fața da, lor. Cine v-a adoptat? Toate. Deci și Vali Răcilă, și Rodica Arba, și Lili Horvat, și e, Mărioara Popescu. E, deci, nu știu, m-au plăcut. Și dacă m-au plăcut, m-au crescut. Și eu am crescut lângă ele. Și dacă le-am avut model, am încercat e, să e, nu le dezamăgesc, să fac ce fac și ele, să fiu mai bună decât ele, fiind la început, și contează enorm de mult să ai niște modele după care să te iei tu, fiind copil. Vă și sprijineau sau cumva temătoare că veți lua locul în barcă? Locul um, lor în barcă? Nu, pentru că fiecare. Păi era să zic așa, având în vedere că aveau o performanță în spate, nu eram eu o amenințare, o copilă de 17 ani. E, și atunci normal că și firesc până la urmă. Să crești un copil, să ai grijă de el, văzând că poate fi un potențial coechipier care să te ducă către podiumul olimpic. Cât de des vă inspecta tata a. În, a, în această perioadă? A. Pentru că tata vă trimisese la București, de fapt vă însoțise până la București cu acel sfat: da? să ai grijă să nu mă faci de, de, râs, de râs. De râs, da. Și tata venea în fiecare lună la București, fără să-mi spună. Deci eu efectiv mă trezeam cu el în cantonament. Țin minte că trebuia să mă duc la... Era anul în care dădeam bacul și bacul, examenul de bac, se suprapunea cu uh, un campionat european. Și antrenorul îmi spune, știi, nu ai să poți să dai bacul acum, o să dai în sesiunea din toamnă, pentru că trebuie să te duci la concurs. Ai să-l câștigi, este uh, pentru vârsta ta, este ultimul la care mai poți participa având vârsta respectivă. Și zic, nu cred că pot să fac eu lucrul ăsta, că vine tata, că vine tata, nu, tata nu mă lasă, nu cred că pot să fac asta, tata nu mă lasă. Lasă, că îl convingem noi pe tata. Bine. Și vine tata. Vine tata, mă duc cu tata la domnul Moceni, antrenorul meu. Și zice, știți, tovarășul Oleniu, Fata e bună, trebuie să participe, are un concurs frumos pentru vârsta ei, important, pentru că ea este. A început să mă laude acolo și să uită și zi, tata. Tovarășul antrenor. Ea a venit aici să facă și școală și sport. Breia, dacă nu poți să le facă pe amândouă, cu siguranță că nu renunță la carte. Și se întoarce către mine și zice, tu ce stai și te mai uiți? Hai, du-te și fă-ți bagajul, că mergem acasă. Și a susținut bacul atunci. Da, și antrenorul, când a văzut că nu are ce să facă, a zis, bine, bine, lăsați-o să între Nu e nicio problemă. asta este, Ce vă trimitea nu? mama da. în, în acele pachete? Ce vă pune <laughs> Mâncare normal, bunătățile de acasă. Este foarte greu. Ca și copil, obișnuit cu o mâncare acasă, să îți schimbi tot, și loc, și stilul de viață, și tot, și simți nevoia când. Uh, Cantonamentele astea sunt lungi, obositoare, plictisitoare, și când îți vine ceva bun de acasă, e ca și cum, nu știu, ai avea lumea la picioare. E anul nou. De anul nou, <laughs> da. Cât dura un cantonament? Mult. Deci din 12 luni, 11. Practic, aceasta este rețeta pentru a forma un campion olimpic. Îl auzeam și pe David Popovici, îl ne. auzeam de altfel pe Phelps care spunea că nici în noaptea de revelion nu renunță la antrenament și Corect, că practic da. se antrenează ne. toate zilele anului, de câte trei ori pe, pe zi. Pe zi. Iată sacrificii. Da, sacrificiile sunt imense. Deci un sportiv de înaltă performanță, că noi aici vorbim de jocuri cei, din din cei mai buni din lume. mai Ați vrut lume. să renunțați? da. Când v-a fost greu, aproape infernal și v-ați gândit că strângeți toate lucrurile și plecați acasă? Uh, nu pot să spun că mi-a fost greu. Uh, eu după ce am... Uh, deci primul meu titlu olimpic a fost adus pentru Clubul Olimpia pentru că este clubul meu de suflet, este clubul la care am început canotajul. Normal, după... Ce ajungi la o performanță, vin cluburile mari. Steaua și Dinam. Și nici nu puteau fi refuzate în acele vremuri? Nu puteau fi refuzate una, dar nici nu luau pe oricine. Deci trebuia să ajungi la un nivel ca să faci parte din elita clubului Dinam. Eu am luat-o de la gradul de Serge Major și. Așa pas cu pas, pas cu pas, normal că ă, trebuie să ai și studii, dar trebuie să ai și performanță, pentru că sunt ă, împletite, altfel nu poți avea ă, gradele pe umeri atâta timp cât nu le ai aceste două calități, să zic. Și când am ajuns la Clubul Dinamo, deci vorbim de 1985, și înainte de revoluție deja eram campioană mondială, eram campioană olimpică, eram uh, multiplă medaliată. Și am considerat că a venit momentul uh, și eu ca să fiu trecut în corpul ofițerilor, pentru că am luat toate tablele pe umeri de la sergent major plutoner adjutant. Și a zis, Doamne, să fii campion olimpic mondial și să ai tablele pe umeri, parcă nu e corect. Valoarea ta, munca ta nu este recunoscută. Și m-am dus la președintele clubului de atunci, doamna vicepreședinte. Și a zis, Dragă, nu putem să te avansăm, să te duci la Ceaușescu să te avansezi. Și a zis, da, erați bine. In, erați în stare să ajungeți da. și până la Și a la zis, ei. eu nu mă duc la Ceaușescu să mă avanseze, dar mă las. Dar mă las. Și am pus punct. Normal că nu m-au lăsat. Aveați o singură olimpiadă la care ați participat da, până în acel da, moment, până la acel Los moment, Angeles da, 84, da, și o singură medalie da, olimpică. Olimpică și eram campioană mondială în acel an, campioană universitară, mondială universitară, da. Și, deci, aveam o performanță, nu mă așteptam să primesc acel răspuns. Și a zis, da, bine. Deci, muncesc degeaba și eu nu vreau să muncesc degeaba, atunci mă las. Și am anunțat. M-am retras, la revedere, nu mai fac. A, nebu nebunie toată lumea. Cum? Acum când ești în puterea deplină uh, a maturității, a forțelor, avem nevoie? Dacă aveți nevoie, atunci faceți ceva și pentru mine. Altfel, mă duc la steaua. Deja primeam oferte, pleci de la Dinamo, hai la steaua. Și acolo aveți da. garanția că cel Acolo puțin aveam, veți avea o recunoaștere. Da, aveam garanția dacă mă duc la steaua și voi fi uh, avansat uh, ofițer. Dar uh, mie mi-a plăcut din totdeauna și cred că asta și de acasă uh, tata mi-a insuflat dragostea asta pentru uniformă. Că el și-a dorit foarte mult ca eu să fac liceul Silvic. Și pentru mine liceul Silvic era că el era cu pădurile, cu... Deci, și pentru mine liceul Silvic era așa, zic, tata, ce să fac eu, să mă duc să număr copaci, să-i marchez, nu e, ce vorbești tu, cred că e o meserie atât de frumoasă, dar mi-a rămas în minte uniforma Uniform. și, da și mi-a plăcut uniforma. Și a zis, nu, asta îmi place, uniforma de uh, poliție, de miliție, nu uniforma militară, nu știu. Uniforma militară mi se părea ceva uh, foarte strict, care nu te lăsa, uh, nu-ți dădea așa libertate. prea multe da, variante de a alege. Pe când partea asta parcă era puțin mai relaxată. Și bineînțeles că a venit Revoluția și după Revoluție deja s-au schimbat lucrurile și în următorul an am fost avansată și am rămas la Clubul Dinamo până în zilele noastre că... Eu aș rămâne în schimb. Vorba unui coleg de-al meu uh, uh, din club uh, zice, prin venele mele curge sângele roșu-alb. Sunt convins, sunt convins și sunt foarte mulți uh, prieteni pe care îi am, care au lucrat de-a lungul anilor cu dumneavoastră și vă descriau așa ca fiind da. uh, omul cu mână de fier acolo da. Eu aș rămâne totuși la Olimpiada de la uh, Los Angeles Prima da. Olimpiada care da. v a adus primul aur uh, 1984 Acolo a fost, delegația României a obținut cea mai importantă performanță, locul 2 da, la da, Jocurile da, Olimpice, după da, Statele Unite, da. și au fost, cred că, 53 de medalii. De medalii da? În total. Da. Au luat medalii acolo, alături de dumneavoastră, Nicu Vlad, Doi Melinte, Ivan Pațaikin, Maricica Puică, Ecaterina Sabu, da, mulți, mulți, mulți sportivi, 20 care de medalii de aur. Care și-au confirmat valoarea și la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. A dumneavoastră proveneați din România comunistă. Da, da. Când ați ajuns la Los Angeles, cum ați fost primiți și cum vă închipuiați America și cum ați găsit-o? Eu uh, vreau să vă spun că am fost norocoasă să ajung în America și cu un an înainte, la Jocurile Preolimpice, ca să vedem cum unde e locul cât faci de la locație până la bază, că distanțele sunt lungi, cum te adaptezi cu fusul orar, ce trebuie să faci. Că atunci am fost cinci fete, pat, uh, nu, patru fete, și uh, de la Kayak a fost și cu Toma. Deci șase inși am fost. Și deja să zic, eram familiarizată cu America. Normal, când am ajuns în următorul an, deja lucrurile s-au schimbat. Noi am fost singura țară, țară comunistă, comunistă care, care a acceptat să participe. Da, care a participat la Jocurile Olimpice. Și atunci toți ochii erau pe noi. Eram escortați de la, din satul olimpic până la locul de uh, antrenament, de concurs. Uh, eram poziții nu de ai noștri. Vă păzeau imediat? Da, da. Și cum vă păzeau? Da, nu, de, nu de ai noștri, ci de ai lor. Uh, eram poziții uh, chiar și în satul olimpic aveam pază. Dar o pază discretă, o pază prietenoasă, să zic... Ce mă bucură cel mai mult este că am învățat americanii imnul României. Deci... De 20 de ori cântat. De 20 de ori cântat și de, cred că, 6 ori, de 6 ori numai la canotaș. Deci trecea proba, câștigam, se intona imnul, se ridicau, au făcut febră cât s-au ridicat în picioare și s-au așezat. Aplauzele pe care le-am primit, atenția, comportamentul, deci vis-a-vis -vis de noi, totul era altfel decât față de rest. Dar v-ați gândit vreo și, în oraș secundă. Dacă ieșeam, și în oraș, dacă ieșeam, deci aveam libertatea să ieșim după ce am terminat finalele, pentru că am mai stat încă două săptămâni. Aveam posibilitatea să ieșim, dar niciodată singuri. V-ați gândit vreo secundă, poate și pe valul acesta de simpatie, <laughs> să fugiți, să urmați, exemplu, altor sportivi care rămăseseră în America și să, fugi, să fugiți din cantonament? Să vă stabiliți acolo? Deci eu am avut uh, oferte să rămân. Uh, puteam să rămân, dar niciodată mie nu mi-a trecut prin cap să rămân. Numai când mă gândeam să nu Mă duc eu acasă, să nu-mi văd părinții, să nu-mi văd sora, să nu-mi văd vecinii, să nu-mi văd prietenii, să nu trăiesc uh, uh, bucuria asta românească pe care nu o găsești în multe locuri. Cred că, nu știu, o luam părătură definitiv, dar niciodată nu, nu mi-a plăcut. Și, și acum puteam, pot și cu câți bani în urmă. Și... Sunteți probabil da, ofertată în continuare. Da, dar nu vreau. Deci nu, mie îmi place aici. Avem o țară atât de... N-am reușit să vizitez toată țara mea, dar să mă duc la alții. Ce pot să mă ofere alții? Ce, eu mă simt datoare, datoare să întorc sportului în care m-am consacrat și poate nu o să pot eu în toată viața mea să-i dau lui înapoi câte cât mi-a dat el mie. V-ați întors de la Los Angeles, în plină glorie, dumneavoastră și ceilalți da, colegi din da. lotul olimpic. toată Olympic. delegația. V-a primit Nicolae Ceaușescu? Nu. Nu va a primit? Nu. Dar aveați așteptarea aceasta? Să vă primească, uh, să vă răspătească anun... performanțele? Am fost anunțați. După ce ne-am întors de la Jocurile Olimpice, trebuia să defilăm pe 23, 23 august. august. Și am stat în cantonament <laughs> la 23 august, Lia Manoliu de acum, și a zis că ne primește, ne primește, dar până la urmă nu ne-a primit. Cum v-a fost răsplătită performanța? După vreo 2 ani de zile, cred că. Când ați primit acel apartament la Baba Nu, Nu avea nicio legătură. Deci, răsplata pentru jocurile olimpice, deci știm cu toții că o Dacie pe timpurile alea costa 70.000 de lei. Da? Noi am fost răsplătiți pentru titlul olimpic cu un sfert din daci. Așa ca să aveți... Dar aveați avantaje în acea perioadă, faptul că erați campioană olimpică? Deci aveam avantaje așa, că atunci puteai primi o mașină puteai primi o casă fără să o plătești. Aveai niște avantaje. Da. Ceea ce acum ai bani și ți le cumperi. Erau campioni olimpici priviți ca fiind deasupra tuturor românilor, cu acces liber peste tot, să în continuare la acele cozi. Da, eram oameni normali, numai că stând în cantonament Atâtea luni, noi aveam liber de sâmbătă, de la prânz până duminică seară Asta, iar și miercuri după masă aveam această libertate. Și atunci când te duceai acasă, erai un om normal. Trebuia să, să stai la coadă, să-ți nu știu, lapte, să-ți iei urt. Dacă vrei să iei carne, te sculai la 5 Să te duci în piața Matachi Frigul era același frică pentru era, toată lumea, era, deci, întunericul la fel. Da. da. Deci. A urmat Eram oameni normali când ieșeam din cantonament. V-ați uh, înregimentat la Dinamo da. și a urmat <coughs> Seul. Este singura mea ediție a Jocurilor Olimpice. Din cele șase? Din cele șase participări când nu am aur olimpic. În schimb, am argint și bronz. Deci este, am două ediții a Jocurilor Olimpice cu câte două medalii. Seul și uh, Barcelona. Ați suferit? Normal că nu v-ați recuperat titlul? Nu, am suferit că n-am câștigat că nu mi-am imaginat că o să ajung să particip la șase ediții ale Jocurilor Olimpice Asta aș minți să spun da, eu am visat că mi s-a deschis drumul la Los Angeles și nu mă mai opream până la dânci bătrâneți Nu, le-am luat pe fiecare ca atare, muncind Normal că dorința era mare odată ce ai avut deja un exemplu. E greu să-ți dorești altceva când simți gustul victoriei, e senzațional și dorința este și mai mare, dar nu mi-a ieșit. Nu mi-a ieșit. Am un argint și un bronz, dar m-am ambiționat pentru următoarea <laughs> și nu m-am lăsat și a venit Barcelona și am ieșit campioană mondială în simplu, uh, olimpică în simplu și uh, vicecampioană olimpică în dublu, deci mi-am luat uh, revanșa. Și atunci, după Barcelona, ați vrut să renunțați, a doua oară <laughs> și ați avut așa o discuție cu ministrul uh, uh, Dudu Ionescu <laughs> I-aș cerut gradul de, de colonel și v-a promis că dacă veți obține la Atlanta uh, titlul olimpic, vă va da și acest grad. Deci n-am vrut să mă las. Uh, înainte de plecare, domnul ministru a venit uh, în bază să ne ureze la mult succes, să avem grijă ce facem, să venim cu cât mai multe medalii și eu am fost avansată la termen, bineînțeles, înainte de plecare și mi-a zis, zice Elisabeta, dacă ești campioană olimpică eu îți promit că vei fi avansat următorul grad ceea ce era imposibil pentru că nu erai la termen dar era doar o excepție și eu i-am zis domnul ministru Vă rog să pregătiți actele. <laughs> că eu vin campioană olimpică. S-a uitat așa la mine și ce a zis. <laughs> În gândul lui nu știu, dar cred că precis a zis că am o problemă. Ceea cum ce s-a și fi întâmplat. atât de sigură? Să fie atât de sigură. Și cum erați atât de sigură? Știi Eram eu? atât de sigură pentru că de ce eram sigură? Eu sunt una dintre canotoare, ca să nu zic singura, care sunt medaliată în toate probele existente în canotaj. Și m-am săturat de vâsle și după Barcelona i-am zis antrenorului, nu mai pot, vreau să, să schimb barca mai mult. Zic că m-am săturat să plec prima la antrenament și să vin ultima pentru că una e, o viteză e într-o barcă de 8 și o viteză ai în simplu. Zic, nu mai pot, psihic vreau să rup treaba asta, că nu mai pot. Și zice, știi, dar pentru asta trebuie, trebuie să faci selecție aici. Lotul era împărțit în vâsle și în rame, adică nu vedeai o văslașă că se duce pe rame. Nu, ea trebuia să aibă state vechi, să demonstreze, să... Zic, nu știu, eu știu că nu mai pot și asta vreau să fac. Bine, am, am încercat să mă mai conving, să mai duc, am tras șapte ani în simplu. Este, uzura este foarte mare, că ești tu cu tine, dar ai și satisfacția uh, mare atunci când câștigi că tu pe propriile tale puteri ești cea mai bună. Nu depinzi de nimeni să zici că ăla te -a ajutat sau a contribuit mai mult ca tine într-o echipă. Și zic, gata, eu nu mai pot. Bine, eu zic, n-am nicio treabă. Eu particip la selecții când vreți și noaptea și ziua și... Până la urmă n am avut ce să facă și atunci m-am reprofilat pe rame și am făcut parte din echipa de 8 1 a României. De aici pot să spun că mi s-a dezvoltat și spiritul ăsta de echipă, de echipă. mai mult decât uh, uh, aveam spiritul ăsta în mine înainte. Pentru că atunci când faci parte dintr-o echipă în adevăratul sens al cuvântului și când din mâinile tale ies niște lucruri de excepție, nu ai cum să nu le pui în practică și atunci când te-ai retras, și vrei să faci același lucru. Eu am avut șansa, norocul, să fac parte dintr-o echipă unde, și la ora actuală, noi suntem marea majoritate prietene. Dar, prietene, așa la cataramă, că dacă am nevoie noaptea de ceva, eu, dacă sunt, știu că vine. Dar, imaginea din afară, în, în această probă, este că. Există o simetrie și o... Uh, perfecțiune. Perfectă. Perfecțiune, nu simetrie. Nu perfecțiune. Aveți, nu aveți voie nici măcar nu. o mie de secundă nu. să nu. trageți la altfel decât nu. se întâmplă să tragă celelalte cu echipiere. Deci, perfecțiune. Atunci când atingi perfecțiunea, vine și rezultat. Și rezultat. De trei ori, trei ediții ale Jocurilor Olimpice... Noi am câștigat titlul olimpic. România, de trei ori, la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, prin aurul în barca de 8 plus 1, aurul în barca de dublu rame și aurul în barca de dublu vâsle categorie ușoară, am fost pe primul loc în clasamentul pe națiuni la Jocurile Olimpice, fără a avea partea masculină lângă noi. Deci noi, partea feminină, am completat acest tablou atât de frumos încât am ținut România. În condițiile în da. care sportul românesc știm foarte bine că nu a mai produs acele performanțe de altă dată. Sportul românesc a început așa ușor să cadă după Jocurile Olimpice de la Sydney. Și parcă și acum văd, pentru că vorbind, am în memorie toate edițiile ale Jocurilor Olimpice, și eram la Sydney, după ce România a câștigat medalii. Alt aur pentru dumneavoastră. Alt aur la, pentru la Sydney. mine, dar delegația a câștigat medalii. Multe. Am fost pe locul 11. Pe locul 11 în topul, în clasament pe națiuni. Pe adică, nu așa, la canutaj. Nu. General. Și eram la Casa Românească, Casa României, acolo, și domnul Țiria, care era președintele Comitetului Olimpic, a zis, am semănat vânt, o să culegem furtună. Că România n-a semănat nimic și performanța va fi din ce în ce mai diluată foarte greu de realizat. Și o să vedeți și nu o să vă vină să credeți. Și eu mă uitam atunci și ascultam și zic, Doamne, nu știu cum pot să spun așa ceva atâta timp cât noi aici suntem pe locul 11. Cât de tare poți să cazi ca să zici că te duci pe locul 12, 13, 14, dar nu ai cum să cazi așa de tare. Nu înțelegem. și ei semăna vânt cu lege în furtună. Da. Și a avut perfectă dreptate, pentru că noi ne-am stins ca lumânarea de la o ediție la alta, până am ajuns la ultima ediție, pe locul 45. Și care ar fi cauza? Pe cauza este... Că nu am semănat. N-am semănat. E lipsa asta de totală de interes pentru sport. Ați fost ministru al da. sportului și ați fost acolo în interior. Evident, niciodată n-ați fost în exteriorul sportului, dar acolo ați avut practic și privirea de ansamblu, panoramică. Ce se întâmplă cu sportul românesc? Pe mine m-a ajutat foarte mult eu când. Am ajuns ministru în 2015, în noiembrie. Deci, pe mine mă luaseră fiorii pe șira spinării, că eram în anul preolimpic și în luna noiembrie. Noi aveam 44 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice. Și eu care am prins uh, numărul la mare, când. Uh, se cerneau cei mai buni dintre cei Ar mai buni. O cu mai multe medalii de, decât Că nu încăpeau decât un sportiv. avioane. Deci trebuia să se selecționeze atât de mult încât să încăpem toți într-un avion, să zic. Și ai 44 de sportivi. Doamne, ce înseamnă lucrul ăsta? Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce este de făcut? Și pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că eu am condus aproape 8 ani de zile Clubul Dinam un club foarte greu. Foarte greu, care în afară care multe secții, dar are și o bază logistică foarte mare, care trebuie întreținută, care are nevoie de dar de ce nu are nevoie. Și atunci mi-am făcut mâna, să zic, la club. Când am venit în club și am, eu care Prima pauză pe care am făcut-o, când am simțit nevoia să mai văd și altceva decât în uh, fiecare zi, în fața portarului, antrenorului, doctorului, bucătăresei și așa mai departe, am zis: Trebuie să fac o pauză, și prima pauză am făcut uh, înainte de Atlanta. Dar pauza, însemnând nu să stau, că aveam. Ocazia asta să stau, să fac pauză un an de zile și să revin pentru Jocurile Olimpice. Dar m-am dus efectiv să lucrez în structurile Ministerului de Interne. Și uh, am lucrat la Poliția Capitalei. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce făceam acolo. Ca drept dovadă că n-am mai vrut să mă mai întorc <laughs> pentru. La ce birou? <laughs> uh, eram la operații și secretariat și șeful meu era domnul general uh, Popa Vasile. Și acolo ne ocupam, acest birou se ocupa de tot ceea ce însemna. Meciuri, planuri de măsuri, concerte, până și radarele care, amenzile pe care le luau ofițerii militari, să zic, ai Ministerului de Interne, treceau pe la noi pe acolo. Și îmi plăcea uh, activitatea asta, că nu era statică să stai la birou și 8 ore și să te uiți la ceas când îți face ora 4 și să pleci. Eram toată ziua pe uh, pe teren. Și n-am mai vrut să mai mă duc pentru Atlanta. Doamna Lia Manoliu, oh, Dumnezeu să odihnească, mă cheamă într-o zi la ea. Uța, uite că așa îmi spunea. Uite care e treaba. vine... E... Vin Jocurile Olimpice de la Atlanta, avem nevoie de tine. Hai, te rog, uite asta, Doamna, Lia, nu mă lasă șeful meu, eu aș vrea să mă duc, dar nu mă lasă șeful tău, șeful meu. Dar cine-i dragă șeful tău? Te rog, spune că vin eu să vorbesc cu dumnealui și trebuie să te lase. Prima dată am crezut că uită. Nu, a insistat. Întâlnire cu șeful meu. Și n-am avut încotro și a trebuit să mă duc. Și mă duc într-o zi așa, spășită. Zic, știți, doamna președinte al Comitetului Olimpic dorește o întâlnire cu dumneavoastră, dar ce s-a întâmplat? Zic că am mințit. Multipla, că așa, așa mi-a spus de atunci și așa îmi spune și acum. Cum adică multipla ai mințit? Păi da, i-am zis că nu mă lăsați să mă duc înapoi la sport. A... Cum ai putut să faci asta? Zice, cum să vină la noi? Mergem noi la dumnea ei. Și ne-am dus. Și a zis, vai, pentru mine e o... Pentru noi, echipa noastră, e o onoare că o avem acolo. Cum? Dar tu stai liniștită că te duci, particip și când vrei să faci o pauză, revii tot la noi. Și a fost inspirată, și a doamna a fost, Lia Manoliu. Și a fost inspirată, da. Și așa a venit 96 și după 96, după ce am câștigat titlul olimpic, m-am retras, că am zis, doamne, trebuie să fac un copil, mă ia valul olimpiadelor <laughs> și uit până la urmă esențialul. Și așa s-a născut Dragoș, Și așa s-a născut Dragoș, da. Și am stat cu Dragoș un an și patru luni, eram ca o leoaică, n-avea voie nimeni să se apropie. Eu, de dimineață și până seară, și de dimineață și până seară, la crescut, antrenorul mă bătea la cap. Vino, vino, zic, doamne, cum să vin după un Regătați an și ceva? Sydney. Pregăteam Sydney. Cum să vin? Știți, da, în martie, ce să vină în martie? Stați-a! Vino, că avem nevoie, că nu știu. Și într-o zi am zis soțul meu, eu plec. Pe unde pleci? Mă duc la Snagov. Păi și cu copilul ce faci? Ne descurcăm. Cum se descurcă mulți, ne descurcăm și noi. Zic, luăm o bonă. Am luat o bonă de a stat 12 ani la noi. Și eu am plecat înainte, la vreo două luni Trei luni, așa l-am luat pe Dragoș cu mine în cantonament. Psihic m-a ajutat foarte mult că l-am avut acolo sub ochii mei. A fost mascota lotului. Deci... Pe de altă parte, și dumneavoastră l-ați ajutat fantastic pentru că am găsit o declarație a lui. Mama mea a avut un rol extrem de important în construirea mea, atât profesională cât și ca om, și este exemplul meu permanent de viziune și ambiție ea m-a învățat să accept provocări și să găsesc da. întotdeauna motivația de a le înfrunta da, exact. poate că și acolo un cantonament da, 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 în, da. în interiorul echipei da. și în interiorul echipei și uh, normal că eu am lipsit din cele mai importante momente ale vieții lui când el, când e mic nu realizează dar când e mare, deja mai cel, realizează că mama pleacă și el rămâne acasă și mama vine peste nu știu câte zile și nu are dimensiunea uh, zilelor și uh, doar simțea, era fericirea aia de pe lume când mă vedea și tristețea de pe lume când, când. știa că trebuie să plec și când pleca trebuia să plec, să așeza în ușă. Și întindea mâinile așa și făcea, mama, nu pleci nicăieri, mama, și dădea niște boabe de lacrimi de eu închideam ușa, plângeam până la Snagov și a doua zi la antrenament mă trezeam, mă trezeam cu lacrimi. Și ce să-i spui unui copil că mama pleacă, că uh, trebuie mama zice să câștige și tu ai să fii mândru de mama când o să fie mare. Acum și e mare, și el are... făcea, da, da, știu, știu, da când vii, da când vii. Da uite mama, vine, te mai ia cu ea. N-am putut să-l privesc de, nu știu, de grădiniță, de momentele astea ale copilăriei. Pentru că una e, da, el un copil foarte sociabil, crescând între oameni mari, adulți, iubitori, care toată lumea se juca, îl pupa, era o fericire, dar trebuia să meargă și la grădiniță, venea școala și toate aceste lucruri. Că țin minte când am venit de la Atena, într-o seară mi-a zis, plângând așa, Mama, nu e așa că tu și o sută de medalii dacă cucerești pe mine mă iubești cel mai mult? Mă vedea că toată lumea mă invitat, cea mai tare, cea mai bună, cea mai valoroasă, cea mai și el a zis, Doamne, eu pe ce loc e fi în viața mamei. Asta n-a fost, de altfel, da. și ultima olimpiadă, ultima, cea da. de-a șasea. Da. Dar Dragoș are acum 25-26 da. de ani. Da. da, Vă mai reproșează sau v-a reproșat nu, vreodată? Niciodată. Că nu niciodată. ați fost, nu. poate, în anumite momente nu. care avea nevoie nu. acolo? Deci, am o relație foarte frumoasă cu Dragoș. Ne spunem unul altuia toate problemele noastre ne susținem pentru că așa este normal să aibă mama cu fiul cu fica o relație foarte bună probabil că și plecatul în cantonament și eforturile pe care el le vede că le fac că îmi spune zice mama eu înainte abia așteptam ca tu să te lași de sport, pentru că eu așa consideram că trebuie să stai mai mult acasă, să fii mai mult cu noi. Dar tu e ai lăsat și acum ești plecată mai mult decât atunci când făceai sport. Și tot timpul îi spun, ca să faci lucruri mari, niciodată nu o să le poți face stând acasă, vând de toate. Undeva trebuie să sacrifici. Și probabil că Asta este menirea mea pe acest pământ, că așa sunt eu construită. La mine nu există variante de mijloc. Eu ori fac, ori nu fac. Ori mă dedic 100%, ori nu mă dedic deloc. Dar întotdeauna, întotdeauna, voi face doar ceea ce îmi place. Pentru că am această posibilitate am ajuns la o vârstă, am căpătat atâta experiență, încât îmi permit astăzi să spun, fac ce vreau. Fără să cereți acordul soțului. Fără să ceră, că el oricum îmi spune, tu ce mă mai întreb pe mine? Că oricum faci ce vrei. Am dus discuția către soțul dumneavoastră pentru că sportul v-a luat foarte multe lucruri da. prin aceste sacrificii da. pe, care ați fost nevoită, pe care ați fost nevoită să le faceți, dar cumva sportul v-a dat și această mare iubire, v-a oferit această mare iubire. L-ați cunoscut într-un cantonament după Los Angeles, la Piatra Arsă, da. pe soțul dumneavoastră? Înainte, a fost cantonamentul dinaintea Olimpiadei? Dinaintea Olimpiadei, dinaintea plecării la Jocurile Olimpice, la Piatra Arsă, pentru că pe acele vremuri, sau în acele vremuri, aveam pregătire de iarnă. Pregătirea de iarnă o făceam la Piatra Arsă. Piatra arsă de atunci, <laughs> nu piatra arsă de acum, pentru că acum să tot faci sport. Atunci topeam gheață, ne spălam duș o dată pe la zi. La începutul anilor 80. Da. Așa erau condițiile Așa atunci. Așa erau condițiile atunci. Aveam duș seara, iar la prânz ne spălam cu apă uh, topită în uh, marmitele alea de lapte <laughs> și încălzite pe plită, dar uh, au fost foarte frumoase acele momente. Și eram spălătorese, deci toată ziua stăteam uh, uh, pe pat cu capul în jos, să lighian și spălam. Aveam râni uh, la mâini de atâta echipament spălat. Că fiind și iarnă, se usca și greu. E, toți trebuia și mult, că afară erau niște minus grade bune. Dar uh, dacă nu erau frumoase acele momente, cred că nu Sportivii mi le de aminteam așa cu plăcere. Sportivii de astăzi sunt mai... Uh... Răsfățați, sunt, mai răzgâiați uh, Sunt uh, foarte răsfățați <laughs> <laughs> Au mașini de spălat, au apă caldă la discreție Au tehnologie modernă uh, Atunci erai așa să uita antrenorul la tine și zicea pare că am obosit astăzi, nu-i așa? Da, păi mă cam doare aia, mă cam doare aia, domn doctor, bine, hai, astăzi la antrenamentul ăsta nu ieși, ieși, după masă. Acum nu mai poți să spui lucrul ăsta pentru că tehnica a evoluat și avem toate metodele puse la dispoziție ca să creștem campioni. Povestea de dragoste dintre dumneavoastră și soțul dumneavoastră a plecat de la o pătură s-a suprapus cum a plecat de la o pătură a, a plecat de la o pătură uh, în sensul că pe acele vremuri uh, soțului meu uh, îi plăcea foarte mult uh, muntele, călătoria pe munte și împreună cu prietenii lui în weekenduri urcau pe munte. Și dacă vremea se înrăutățea, cabanierii cu siguranță că nu le dădeau drumul turiștilor să coboare, nici nu aveau cum, pentru că tele, telecabina nu funcționa și pe unde să mergi, pe jos, n-aveai cum. Și ei cazau în sala de uh, forță, sala de sport pe care o aveam noi, pe holuri ca să treacă furtuna și la a doua zi, pe lumină, vedeai dacă pleci sau nu pleci. Și normal, că cereau... N-aveți să ne dați și nouă o pătură, o pernă, o ceva ca să punem că nu plecăm acasă? Și așa a plecat, să zic, prietenia noastră ulterior, s-a concretizat în căsătorie. Și iată s-a suprapus această poveste de dragoste și cu toată cariera dumneavoastră. Da, pentru că da. l-ați întâlnit, spuneați înainte, de Olimpiada de la Los Angeles și v-a rămas alături. Da. Și în, zilele noastre. și în zilele noastre. La un moment dat ați fost întrebată ce ați fi făcut dacă mama nu vă lăsa să plecați la 16 ani la București. Și ați răspuns, m-a întrebat odată mama ce aș fi făcut dacă nu m-ar fi, fi lăsat să plec și i-am spus că aș fi fost șomeră și m-aș fi întors în sat la Cândești. Da, probabil că uh, 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 mi-a... Uh, mi-a rămas în minte, tot astea sunt reminescențele copilăriei când părintele îi spune copilului, vezi, ai grijă, dacă nu înveți, dacă nu faci, dacă nu dregi, avem nevoie de tine acasă. Așa și eu, eu ca și copil am fost un copil foarte rebel în comparație cu sora mea care era sfântă. Ea era comandantă de unitate, ea învăța, ea tocilară, tocilară. Și normal că era diferența asta între mine și ea. Și zicea, eu nu știu cum ea ia notele astea, eu nu știu cum face, eu nu știu că ea nu învață cât mine. Da, da, nu trebuie să învăț cât tine. Eu trebuie să învăț cât, cât îmi trebuie. trebuie, mie. Cât îmi trebuie mie. Atâta timp cât am note bune și asta înseamnă că învăț, mă duce capul și așa mai departe. Și tata tot auzind, zicea, tu nu trebuie să înveți. Păi de da, acasă cine uite atâtea hectare de pământ, cine să aibă grijă de ele? Cineva trebuie să ducă și numele meu mai departe și așa să se ocupe de gospodărie. Mamă, și nebuneam, zic, dar de ce eu? De ce nu-i spune ei? Și mă ambiționa și mai tare să învăț ca să-i demonstrez că eu nu vin să mă ocup de pământ și de gospodărie. Și asta a fost, ca să-i spun mamei, zic, Cred că eram șomeră, <gânde> stăteam acasă și mă ocupam de gospodărie. No. Cât de des o sunați pe mama? Foarte des. În ce limbă vorbiți? Ucraineană? Ucraineană? Da. Mama acum este la sora mea. Pe perioada verii am dus-o acasă. Prima dată mi-a zis du-mă trei zile să văd și eu casa. Bine. Am dus-o trei zile am luat-o înapoi e, acasă, după care i-am făcut e, parastasul tatei de șapte ani și bineînțeles că e, și mama a vrut să vină și a zis, e cald, e frumos, mai lasă-mă. Mama, eu te las cât vrei, când nu mai vrei, mă suni și îmi spui, vino și ia -mă. Și a stat până acum două săptămâni când mi-a zis, vino și -mă. e frig, trebuie să pun focul, mama mea împlinește pe 18 ianuarie 92 de ani. Mulțumesc! Doamne ajută, mulțumesc asemenea. Dar este, să zic pentru vârsta ei, energică, stă foarte bine, glumesc cu mama și zic, mama, ai ținere mai multă de minte decât mine. E, pentru că e, are o minte foarte activă, e, vorbește, înțelege, e, deci îi place să muncească, zice la sora ta nu prea am ce să fac aici, dar la tine mai mă joc cu căței, mai mă în curte, mai nu știu ce, mama are cine să facă asta. Tu ai ajuns la vârsta asta, încât noi trebuie să avem grijă de tine, să îți oferim tot ce vrei, tu, că oricum nu vrei mult, și tu nu ai un, decât un singur lucru de făcut: să ai grijă de tine, să mergi încet, să nu luni, să nu te grăbești, să și nu... ascultătoare. Ești foarte docilă, <laughs> foarte ascultătoare, mama, da. Da. Pe Am drag... o mamă foarte. o iubesc foarte mult, poate nu știu, nu-i nu arăt cât de mult o iubesc. Da, dar probabil că acum uh, o aduc uh, la, la mine, că se mută de la sora mea la mine când, uh, când vrea ea, deci noi nu-i facem program, stă, zice hai, du două zile la sorta, vine de la sora mea, hai că acum stau la tine. Mama, unde vrei, acolo stai. Da. Pe Dragoș l-ați învățat limba ucraineană? Dragoș înțelege, pentru că el și-a făcut uh, toate vacanțele, deci de mic de mic, de exemplu înainte de plecare, de, l-am ținut în cantonament, dar înainte de jocurile olimpice la bunica, la bunica liniște, da. după care grădinița, vacanța bunica, pentru că am zis, e normal să-și cunoască rădăcinile e normal să vadă viața la țară lui îi place, el simte nevoia când este obosit și asta zice Acum bunica, dacă stă la noi, nu mai face lucrul ăsta, dar înainte, zice, mă duc trei zile la bunica. Nepotul meu, la fel, faptul că a crescut acasă, că a văzut viața la țară, zice, mă duc la bunica, mâncare să facă bunica mâncarea, ciorbă de cartofi să facă bunica. Zice, voi niciuna nu știți să faceți ciorbă ca Mă da, ce are cior, nu știu. Ce face bunica e. Ați încercat să vă da. recuperați în bucătărie? Da, normal că am încercat să recuperez. Cum să nu. Că probabil Trebuie. în cantonamente? Da, în cantonamente nu gătești. Nu, no, păi n-ai cum. Acolo, când să mai gătești, când te lua somnul uitându-te la mâncare, dar. Când vă greșește da. soțul. Îl certați în ce limbă? În română sau în ucraineană? În ucraniană? română, că el nu știe ucraineană. <laughs> Și să înțeleagă, să vă asigurați că a înțeles. Să mă asigur că nu trebuie să repet de multe ori. <laughs> Ați fost crescută acolo în Cândeștiul Ucrainean. Da. Ați, uh, făcut, ați, ați făcut uh, școala la un moment dat, după un episod, după un conflict între ta, da. tata dumneavoastră și, <laughs> și învățătorul. Ați făcut în Cândeștiul Cândești Românilor. Doi, da, doi. da, da, deci la 4 kilometri. Uh, la mine în sat se făcea doar clasa 1-4 și limba maternă era limba ucraineană, a doua limbă era limba română. Și normal că noi eram pe toloacă multe fete de vârsta, de aceeași vârstă, să zic. Da. Și în școală, ne fiind mulți copii, profesorul, care era și director, făcea comasat toate cele patru clase. Normal, ne fiind în clasa întâi, eram toate privilegiate, să zic. Uh, și a avut, eu știu ce a avut cu tata, ce conflict a avut, de s-a răzbunat pe mine și în loc să-mi dea premiul întâi, mi-a dat mențiune. Dar eu, ambițioasă, drăcoasă, am zis, ce mențiune, eu nu merit mențiune. Le-am lăsat jos și am coborât de pe scenă, că se făcea la Căminul Cultural. Și am zis, eu, gata, mă duc la școală la Cândești doi Deci, vezi, dar e departe n are nimic ce dacă e departe. De asta mi-am făcut condiția fizică care m-a ajutat. să faceți naveta. Care m-a ajutat ulterior. Zi. Naveta pe jos, pe și ce naveta? C Aia nu-i naveta. Naveta o faci cu ceva, cu un mijloc de transport, dar eu nici măcar cu bicicleta. Câți kilometri erau? Patru. 4 km. Eram așa de uh, ambițioasă și a zis, nu mă plâng, pot să mi fie notam în zăpadă până la genunchi. Și până în clasa 8 acolo ați mers în fiecare zi, da? ați făcut cei 4 km. Da, în fiecare zi, în fiecare zi. Mai scurtat pe la cei V-ați pregătit, da. pregătit, probabil da? și pentru ce avea să urmeze. Păi să știți că m-a ajutat probabil, mi-am făcut condiția fizică pentru sportul de înaltă performanță. Nimic nu e întâmplător. Da. <coughs> și Probabil că și Dumnezeu a fost aproape în toată această a, perioadă. Deci când l-a simțit pe Dumnezeu că e în barcă lângă dumneavoastră și vă vâsliți împreună. Deci Dumnezeu nu știu, eu nu-l văd, dar îl simt prin ceea ce face pentru mine în fiecare zi. Nu știu, nu pot eu să descriu în cuvinte senzația asta, dar Uh, parcă știu de dinainte răspunsurile. Și știu că atunci când mi-a fost cel mai greu, El a venit să mă ajute. Deci, ăsta este sentimentul meu. Nu mai zic că uh, e normal să ai credință în Dumnezeu. E ceva firesc pentru că de fiecare dată, când ne este greu, spunem Doamne, ajută. Da, de fiecare dată. Și. Nu, nu pot să spun că sunt foarte bisericoasă, că mă duc uh, la biserică duminică de duminică, dar ajut de fiecare dată. Și îl purtați în suflet. Și, bineînțeles, pentru că uh, credința nu constă în uh, a merge în fiecare zi la biserică, participând la slujbe, ci uh, eu zic că contează enorm de mult. Să știi să respecti, să știi să ajuți, să, să arăți iubire celorlalți. Bineînțeles, atunci când cineva are nevoie și toate aceste lucruri le înveți de acasă. Eu nici. Mama, da, postește, a mers la biserică, acum nu mai poate, că are o vârstă. Dar dacă o duc cu mașina, sigur stă la slujbește. Tata, în schimb, nu a fost, iar eu am preluat din caracterul tatei foarte mult. Nu a fost bisericos să a merge la biserică, dar nu a existat odată. Tata niciodată nu mi-a cerut bani pentru ei ca părinți să zică, uite, nu avem bani și te rog să ne ajuți. Tata de fiecare dată a zis, noi nu avem nevoie de nimic, dar te rog să ajuți biserica. Biserica de la mine din sat este o biserică adusă din Ucraina pe siret. Este o biserică de lemn și este adusă pe siret și așezată în satul meu natal. Poartă Hramul Sfântului Dumitru, ziua în care eu m-am născut. Și tata s-a -a dedicat așa, trup și suflet, în renovarea, reconstrucția, în tot ceea ce a fost nevoie la biserică. Și normal că asta ne-a transmis și nouă. v aș și însuflat această dragoste da. și vorbeați despre ziua în care v-ați născut. Găseam și spuneam la început că v-ați născut și miracolul Elisabeta Lipă s-a născut în 1964 și găseam că în același an e interesantă comparația. Iolanda Balaș, la Sărituri și Mihaela Peneș la Suliță au cucerit Cicerit aurul Olympic. la Olimpiadă la Tokyo. Mm. Nu mai punem că Brejnev a preluat puterea de la <laughs> de la Crușciov, că Beatles da. a de pătruns, s-au întâmplat, niște... întâmplat niște lucruri. Da. Acolo Minunat, tot, atât, în același da. an da. Beatles ajunge în America și se naște fenomenul <laughs> da. Beatles mania. Iată că tot atunci s-a născut da. și fenomenul Elisabeta da. Da. lipă. Da. Da. Eu vă mulțumesc tare mult. Am fost într-adevăr așa cum am promis până acum alături de zeița apelor. Dacă ar fi să corectați un singur lucru din acești ani din cariera dumneavoastră, ce ați corecta? Eu n-aș corecta nimic. Deci consider Seulul că... poate? Nu, nici Seulul nu l-aș corecta pentru că Seulul l-am luat ca pe o Neîmplinirea mea 100% pentru că undeva am greșit. Și din Seul eu am învățat ce trebuie să fac pentru uh, următoarea ediție. Pentru următoarele patru. Următoarele patru, dar, următoarele patru. dar <laughs> tot timpul am zis că uh, trebuie să construiești cu pași mici de durată, că dacă sare așa etapele, cu siguranță că nici lucrurile nu se întâmplă așa cum îți dorești. Veți fi și la Paris, ca și. Era, eram și la Beijing, eram și la Beijing pentru a șaptea ediție a Jocurilor Olimpice, dar statul român nu a fost în stare, deci nu a fost în stare să construiască această pistă olimpică, unde canotajul românesc să poată organiza competiții. Vecinii noștri bulgari au trei și nebunesc de fiecare dată, de fiecare dată. Când mă duc acolo, când participăm uh, la tot felul de competiții europene, mondiale, uh, cupe mondiale, câți juniori, câți seniori, câți tineri, nu contează. Iar noi n-avem una. Și am zis, nu mă las, deci nu mă las până la finalul uh, carierei mele, ca să nu îmi îndeplinesc acest vis. Dumneavoastră, vă antrenați? Pe Snagov. Pe Snagov, printre da. băcile de agrement. Da. Deci, toată lumea se miră cum scoatem noi aceste rezultate. Și ne spun, vrem să vedem și noi locul vostru de pregătire. Bun, poftim, veniți să uită, Da, e frumos, e bine, e. Dar totuși, acum arătați-ne unde vă pregătiți. Păi aici ne pregătim. Nu, nu se poate. Își imaginează că într-o bază secretă, probabil, da, toți. Da, Că zici cum, printre șalupe, prin așa, uh, ai patru culoare, că nici nu poți să spui că ai ce să o numești pistă, nu se pune problema, ai patru culoare de antrenament ca să vezi de unde pleci și unde ajungi și în cât timp faci ca să te raportezi la. Uh, și este Federația Fabrică de medalii. de medalii Da, deci noi am avut anul acesta un an extraordinar de bun. Deci, extraordinar de bun. A fost așa o reconfirmare a valorii noastre, creșterea asta de la an la an, după insuccesul la Londra, care ne-a zguduit și pe mine m-a zguduit din temelii, încât eu obișnuită numai titluri, medalii, nimic, deci am ajuns jos și am zis, nu am decât două variante ori fac tot posibilul să fac ceva, să ajungem și noi unde am fost, ori mă retrag că tot, nimeni nu mă încuraja că se poate. Toată lumea îți spune cum nu se poate. Mă, dar eu n-am nevoie să-mi spui cum nu se poate. Vreau să-mi spui cum se poate și ce trebuie să... Nu, no, noi nu vom mai fi unde am fost. Dar noi nu avem cum, dar uite, da câte, da câte probleme, da câte. Mai să vedem cum, cum rezolvăm de... această problemă. Dar reforma pe care da. ați reușit-o da. și rețeta succesului pe da. care ați găsit-o, da. ați ajuns să o împărtășiți și cu alți președinți de federații, v-au cerut, v-au întrebat, v-au cerut o părere? Nu. Elisabeta, tu cum ai reușit după nu. Londra să renască această federație și acest sport? Nu, dacă mă întreabă cineva... Și fără fă, condiții. Eu n-am secret. Eu n-am secrete. Eu am învățat în toată cariera mea că fără muncă nu poți să reușești nimic în viață și știu că marea performanță și performanța în general pleacă de la ordine și disciplină. Și când respecti aceste principii, bineînțeles și pe o strategie foarte bine pusă la punct că managerul trebuie să fie și un strateg bun. Omul că loc. Că el dă linia. Restul echipei trebuie să se alinieze la ceea ce cere el. Mi-a fost și mie greu pentru că mulți nu au crezut în uh, acest proiect, dar așa cum îl învăț pe Dragoș, așa le spun tuturor. Trebuie să ieșim din sfera asta și să răspundem provocărilor, pentru că dacă nu încerci decât să te zbați într-o mediocritate, mai bine răspunzi provocărilor Că mai rău nu are cum să fie. Mai bine, clar te poate duce. Ne bat Jocurile Olimpice la poartă, 2024 la Paris. Ne bat și bine. Ne bat bine, <laughs> suntem aproape, mai aproape da. decât par ele, 2024. Dacă pandemia ne-a furat și, un an și jumătate și probabil din acest că ciclu că tot canotajul va spăla Putin cum se spune. Eu mi-aș dori să nu fie doar canotajul, pentru că... Am învățat întotdeauna că, că și asta în orice domeniu. Competiția naște performanță. Și atunci când va fi competiție, nu numai între sportivi care să fie cei mai buni să ocupe niște locuri în bărci care să ne reprezinte, trebuie să fie competiție și între noi federațiile. Și atunci. Cu siguranță vom fi mai mulți, pentru că eu am trăit acele momente frumoase când ne bucuram pentru fiecare medalie câștigată de sportivul român. La când, gimnastică, când la tenis, da, la uh, Gimnastica a mers mână în mână cu canotajul. Uh, deci, noi când ne duceam la jocuri, competiția era între canotaj și gimnastică și gimnastică și canotaj <laughs> până la adversar. Și atunci, normal că vei altă stare. Ceea, eu vreau să-mi ving gimnastica. Gimnastica ce? Păi noi cum să ne lăsăm? Păi când venea uh, uh, bitan cu belu, cu armata de medalii și a zis, bă, dar mai luați multe, mai lăsați-ne și pe noi să fim acolo lângă voi. Păi munciți ca să fiți lângă noi. Și acum. Asta e. Exempl Sperăm. Exemplu avem și. Uh... Haideți să, să fie ca și o provocare pentru celelalte federații. Câte medalii așteptați de la Paris? Nu vă spun, dar aștept multe. Probabil ceilalți. Măcar gândi... pe măsura muncii întregii echipe cu mine în frunte. Pentru că, repet, am creat o echipă și în federație, dar și colectivul tehnic, pentru că eu am răspuns provocărilor mulți nici nu visau că eu pot să fac pasul ăsta am adus antrenori străini care în canotaj nu există deci provocarea mai mare era așa ca sabia cu două, nu două tăișuri cu zece tăișuri și am zis gata, simt că acum e momentul și la început reticență maximă, după care ușor, 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 ușor și pe care a venit încredere și acum dacă vedeți echipa la un campionat mondial, la un campionat european, la un, la o competiție cum a ajuns nu din vorbe, din priviri să se înțeleagă la ce are, ce are, la ce are de făcut vis-a-vis -vis de sportive atunci când sunt în competiție. Iar anul la acesta rezultatele cel puțin da, v-au confirmat. Da, și confirmă da, tot ceea ce da. spuneți. Eu vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Și da, până săptămâna viitoare, măcar să urmăm acest îndemn, să urmăm provocările, pentru că, mai rău nu se Merit. poate, cum spuneați dumneavoastră. Pentru că merită. să încercăm să ne să avem propriile De. provocări și să le urmăm. Corect. Vă mulțumesc că toate cele bune.